E și iarna car, pare să fie deviza românilor care aleg rezervările de tip early booking. Și să știți că nu sunt deloc puțini, o dovedesc cifrele hotelierilor. Numărul rezervărilor în stațiunea Mamaia pentru sezonul estival 2023 a crescut cu 55% față de anul trecut. Sunt sejururi care acum se vând și la jumătate de preț. Atrași de reducerile substanțiale, tot mai mulți români își fac de acum rezervare pe litoral pentru vacanța de vară. Reducerile timpurii sunt de până la 50% din prețul total. Există însă și o condiție. Turiștii nu pot da un avans, trebuie să plătească integral sejurul. Față de anii trecuți există o creștere de aproximativ 55%. Reducerile de anul acesta au fost unele foarte mari, având în vedere că hotelierii au avut făcute investiții. În situația Mamaia, de exemplu, dacă se achiziționează de acum sejurul pentru o cameră dublă, se poate plăti chiar și 250 de lei pe noapte, spre exemplu cu mic dejun inclus și acces la piscina hotelului. Aceeași cameră costă în plin sezon estival chiar și 400, 450 sau chiar 500 de lei. Dacă toți ne-am organizat din timp, bănuiesc că am beneficiat de prețuri mai avantajoase. Deja avem rezervări pentru sezonul estival iunie, iulie, august. Întreg complexul are un grad de ocupare în momentul de față de 50 și 60%. Există anumite reduceri și o disponibilitate mult mai mare. Avem oferte speciale atât pentru weekend cât și pentru cursul săptămânii. În majoritatea pachetelor de tip early booking este inclus accesul la spa.